Dragi prieteni, îmi face o plăcere deosebită ca să îi spun astăzi la mulți ani unei artiste deosebite, o fată frumoasă, o argeșancă minunată, un om discret, Daniela Cernea. Daniela Cernea, solistă profesionistă la ansamblul Doina Argeșului din Pitești. Daniela Cernea ne încântă de o viață, pentru că viața ei a devenit un cântec. Așa se întâmplă cu oamenii aleși de Dumnezeu să ne dăruiască frumosul, inima lor așezată în rosturile muzicii noastre populare românești. La mulți ani, Daniela Cernea, să ne trăiești! Bună ziua, Polina! Bună ziua ascultătorilor, tuturor ascultătorilor Radio Antena Satelor! Și aș începe prin a-ți mulțumi pentru această frumoasă surpriză de ziua mea. Nu, mărturisesc că nu mă așteptam, dar tu surprinzi artiștii de fiecare dată cu lucruri frumoase. Am sufletul plin de fericire într-o zi ca aceasta, într-o zi aniversară. Și sunt foarte fericită că primesc multe urări. Îmi doresc să reușesc până diseară să, atât cât pot, să mulțumesc fiecăruia în parte, pentru că sunt colegi, sunt prieteni, sunt colegi de cântec din țară și admiratori și oameni dragi care mă îndrăgesc pe mine, care mi îndrăgesc cântecele de o viață, așa cum frumos ai spus și tu puțin înainte. Și ești emoționată. Să știi, da, că ai pe fundal, ai sârba de la Lerești, Orchestra Doina Argeșului din Pitești, cu celebrul Constantin Busuioc, s-a stins din păcate de vreme. Da. Da, așa, da. Toate piesele de fundal, înregistrările, orchestrarele sunt cu Orchestra Doina Argeșului din Pitești, înregistrări realizate cu peste 50 de ani în urmă. Dragă, da, Daniela, pentru felul în care ți-ai păstrat discreția, frumusețea artistică ce este necesară pe scenă, pentru felul cum știi să mângâi sufletul omului cu toate sentimentele așezate în cântec, publicul te-a remarcat ca pe o argeșancă grozavă, o interpretă deosebită, te invidiez personal pentru costumele care le ai. Ce să spun, ești o fată deosebită, la mulți ani, Dana, să ne trăiești, Daniela Cernea. Gânduri bune să ne mai trimiți aici la Antena Satelor în noile tale înregistrări, pentru că tu ai mai multe decât avem noi, da, aici. Da, și urmează. Ai fost o harnică, da? Astăzi îți doresc să petreci frumos, trăim aceste vremuri care încet, încet vor reveni la normal. Cu siguranță, cu siguranță. Trebuie să treacă și această perioadă urâtă și grea din viața noastră a tuturor românilor, sigur. Va trece, sigur că da. Ce să spun, mulțumesc, Polina, mulțumesc încă o dată Radio Antena Satelor și radioului în general, pentru că eu am crescut acolo, am fost de foarte multe ori invitată și mă simt foarte bine. Și mulțumesc și publicului care mi-a fost alături și tuturor celor care astăzi îmi fac ziua de naștere mai frumoasă și care mă fac fericită, celor care mă fac fericită. Ce ți-ai dorit? Ce-ți dorești tu să-ți mai dea, Doamne, Doamne? Îmi doresc să, nu știu dacă să-mi dea, îmi doresc să am sănătate, sau să-mi dea sănătate și să-mi țină glasul. Asta îmi doresc cel mai mult. În rest, trebuie să ne mulțumim cu ce am putut noi să realizăm fiecare în parte. Asta îmi doresc cel mai mult, sănătate și să-mi țină Dumnezeu glasul. Mulțumim. Mai mulți ani de acum, da, încolo. Să fii sănătoasă, să ne încânți mulți ani de acum încolo, Daniela Cernea, la mulți ani cu sănătate. Gânduri bune pentru tine, tot ce-ți dorești, pentru cei dragi, pentru tine. Vom pune în undă două înregistrări realizate cu tine în studiourile radiodifuziunii române, cadouri muzicale pentru toți românii, pentru toți argeșenii, Daniela Cernea, la acest aniversar. La mulți ani!
mi vorbele mai. Ascultă mi vorba și gândul, că nu trăiești cât pământul. Viața să ți-o prețuiești, că tu nu știi cât trăiești. Care din